Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora expertizei. Premieră în justiție din Republica Moldova. Un magistrat a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Cel care urmează să-și ispășească pedeapsa este Gheorghe Popa, de la judecătoria din Telenești, prins în flagrant cu 200 de dolari marcați. În același timp, judecătorul curții de apel Bender, Gheorghe Nogai, cunoscut ca judecător Rider, își așteaptă sentința pentru că ar fi legalizat tranzacționarea frauduloasă a acțiunilor Moldova Grain Bank în anul 2011. Cine urmează? Sunt aceste cazuri demne de a fi numite o reușită a reformei din justiție sau praf în ochii Occidentului, atât timp cât mulți judecători învinuiți de grave acte de corupție rămân în continuare în funcții, ba chiar sunt promovați? Aflăm răspunsuri de la invitații noștri de astăzi, Gheorghe Susarenko, președintele de onoare a judecătorilor, doamnele Violeta Gașițiu și Ana Ursache, avocați. Bună ziua și bine m-am găsit! Vedem că tot se laudă în presă, atât cât și oficialii din Republica Moldova, de toate rangurile. Avem o premieră în Republica Moldova, ne laudăm. Nu mai putem spune că nu a fost niciun judecător condamnat în Republica Moldova. Avem deja o premieră în acest sens. Dar cum e această premieră văzută de avocați și de judecători pe de o parte și de către societatea civilă pe de altă parte, având în vedere că foarte mulți spun în culise, dar și în diferite articole, inclusiv în mass media și pe bloguri, că este o premieră rușinoasă, având în vedere că există foarte mulți judecători, foarte mulți magistrați cu multe suspiciuni de corupție mult mai grave. Vorbim aici nu de 200 de dolari, vorbim aici de 6-7 zerouri. Cum să înțelegem și ce putem spune despre aceste două cazuri, cel puțin, ca să începem cu începutul, vorba aia? Eu am urmărit, de fapt, criticile societății vis-a-vis de condamnarea acestui judecător. Pe de o parte se critică, pe de altă parte se laudă organele de drept și instanțele de judecată. În opinia mea, deci majoritatea au criticat faptul că judecătorul a luat doar 200 de dolari, deci și a fost condamnat la 7 ani de închisoare, suma este mică. Ceea ce vreau eu să spun este faptul că, da, noi avem judecători mult mai corupți, dar aceasta nu înseamnă că suma mică, luată în calitate de mită, deci nu trebuie să fie pedepsită. Ori, atunci când s-a admis această mită, pentru că nu am fost în acest dosar și nu cunosc faptele, dar dacă este ceea ce s-a prezentat presiei și s-a prezentat publicului larg, dacă judecătorul a acceptat aceste 200 de dolari, dumnealui a acceptat și a cunoscut faptul că încalcă o lege. O lege care ulterior poate fi aplicată dânsului ca sancționare în cazul în care va fi prins. Deci orice acte de corupție trebuie să fie condamnate, începând de la 10 dolari, 20 de dolari până la sute de mii. Cu regret, eu recunosc și faptul că în justiția noastră moldovenească noi avem mari probleme la capitolul condamnarea a judecătorilor, procurorilor care sunt corupți și mult mai corupți decât poate acest Popa. Da? Deci, deoarece am văzut de mai multe ori multe investigații efectuate unde judecătorii nu își puteau justifica sau să-și arate veniturile sale, iar de altfel bunurile depășeau veniturile pe care le au în funcția de judecător. Cu toate acestea, eu... Mamei, dacă câte urmăriri sau câte anchetări vor fi făcute după ce va fi mult mai aplicabilă și impozitarea indirectă. Vom vedea cât cheltuiesc și ce venituri au judecătorii. Dar până una alta, avem astăzi acest caz, premieră în justiția din Republica Moldova. Domnule Susarenko, considerați că este un prim pas în care justiția din Republica Moldova arată un exemplu sau e praf în ochii, în ochii Occidentului? Vedeți, dumneavoastră, eu aș fi mai rezervat pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că aceasta sensibilizează opinia publică, fiindcă este un domeniu specific. Ori unii oameni pot niciodată în viață să nu pășească pragul instanței de judecată sau pragul procuraturii și eu îi consider fericiți, activând mulți ani în acest sistem. Fiindcă, pe de altă parte, fiecare așteaptă de la justiție dreptate. Ori eu nu oboseam să repet, chiar și în calitatea mea de avocat, că există un principiu, că justiția trebuie să fie nu numai legală, dar și făcută cu bună dreptate. Fiindcă dacă s-ar lua o speță și am introduce-o într-un
într-un computer și am aflat rezultatul și atunci nici mită nu se dă, nici nu se ia, nici nu se dă asta. Nu există. Aici există factorul uman. Pe de altă parte, sigur că judecătorii nu trăiesc în van, în vid, să-i spunem așa. Ei sunt membri acestei societăți, societatea noastră este bolnavă, dar, după cum spuneam mai sus, toată lumea așteaptă ca judecătorii, cei care fac dreptate, cei care judecă pentru luare de mită, să nu ia ei mită. De aceea, nu cred că este praf în ochi. Sunt de acord cu colega care spune că judecătorul în țările civilizate și în statele care le vorbim că sunt democrație, nu au drept să iei nici daruri. Sunt o listă întreagă de obiecte care mai sus de care, adică de să-i spunem așa, costul acestuia, judecătorul, procurorul trebuie să-l declare, funcționarul public, și nu are dreptul. El trebuie să-l, chiar dacă are un astfel de cadou, mă rog eu, trebuie să-l predea statului. Dar cum poate fi privit ca și cetățean? Eu, de exemplu, pare incredibil pentru mine ca un judecător prins cu 200 de dolari să fie condamnat la 7 ani de închisoare, în timp ce un alt judecător, de exemplu, scade din pedeapsa cuiva vreo 10 ani din 15 pentru omor, pentru un omor calificat grav cu 5-7 gloanțe. Noi avem, e o discrepanță totuși. Noi ne-am bucurat foarte mult atunci la începuturi de independență a statului Republica Moldova. Se pare că noi păream cei mai înaintași din fostele state, adică fostele republici sovietice. Noi înaintam, ne-am dezis de unde principii care, pe de o parte, parcă îngrădeau. Noi am trecut la judecarea dosarelor civile și penale de către numai judecători, în afară de cei asesori, cum erau numiți populari, da? Doi asesori. Dar mi se pare că noi cam ne-am grăbit. Unele alte state de pe fosta hartă sovietică nu s-au grăbit atât de mult să facă acești pași. De pildă, eu am avut aceeași este și pericolul. Când un caz foarte grav penal îl judecă un singur judecător. Nu, dar judecă trei. Și judecă conform ordinului unuia. Și așa poate. Dar pe de altă parte, totuși eu aș gândi că noi când facem reforme trebuie și cu ajutorul partenerilor noștri occidentali. Noi trebuie, dar noi avem, ne plângeam pe timpuri că ne conduc ca modele din punct de vedere politic. Numai agronomi, numai zootehnicieni, numai ceia. Noi acum avem la cârma statului juriști și buni cu experiență, începând cu șeful statului, care a fost judecător și mi-a fost și, cum se spune, într-un fel conducător când eram la Curtea Supremă de Justiție și sunt bun judecător, estimat în sistem. Pe lângă el stau acum trei foști miniștri al justiției ca consilieri. Adică noi nu putem să spunem că noi nu avem acoperirea, să spunem așa, adică din punct de vedere a profesionalismului. Pe de altă parte, mă întorc la ceea ce însemnau doi. Eu am activat și în calitate de judecător și în fosta Uniunii Sovietică, cu doi asesori. Aici doi asesori erau oameni simpli, pedagogi, diferite profesii. Dar ei îl rețineau pe judecător, pentru că el avea, pe de o parte, acele drepturi. Pe de altă parte, și iarăși dau acest exemplu adesea, am avut ocazia să fiu în München la o ședință de judecată. Și un caz, la prima vedere, foarte simplu. O bătrânică acolo nu plătise impozitul pentru a doua, la ei este așa zisul impozit pentru a doua casă. Îl judecau doi judecători profesionali, profesioniști, să-i spunem așa, și trei judecători membri ai societății civile. Cazul se judeca. Aici e cu mult mai greu să faci fel de fel de, mă scuzați de expresie, poate nu este bună pentru o emisiune, porcării. De asta și în Germania nu prea există corupție în sistemul judecătoresc, dar asta este o altă discuție. Cum ajungem în Republica Moldova să instituim un sistem adecvat, un sistem balat pe echipă? Eu două propoziții. Noi, cu părere de rău, chiar și cu sub influența organismelor internaționale, ei vor să ne ajute, dar ei au o frază. Noi putem să vă vedem undița, dar să nu vă dăm pește. Adică voi învățați-vă, noi vă ajutăm, dar voi învățați-vă să vă conduceți singuri. Fiindcă noi vorbim în diferite domenii, despre reforme, 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 și când vedem
Aici se face 3 ore stradă, tot reformă drumurilor, aici se fură banii acolo. Dar că, domnule Susarincu, în cazul judecătorilor corupție și cazul e pe masă și mita în buzunar. Doamna Ursachi, cum vedeți dumneavoastră aceste două cazuri raportate la restul cazurilor care au fost vociferate, cred că în 10 de pagini și în 10 de ore televizate, despre corupție și despre corupție din, inclusiv cea sistemică? Dacă vă referiți la cazul domnului Popa și la cazul judecătorului Nogai, eu aș vrea să aduc în atenție și alte cazuri care sunt pendinte în fața instanțelor naționale. Și atunci să vă spun că este o mare diferență între tot ce a reprezentat cazul Popa și alte cazuri care așteptăm cu toții să vedem ce se va întâmpla. Nu neg, într-adevăr, domnului Popa, conform datelor pe care le avem într-o sentință care a devenit publică, i s-a incriminat o infracțiune asupra cărei a fost prins în flagrant. Apărarea dumneavoastră a avut o altă opinie, însă, după cum vedem în sentință, nu s-a regăsit poziția apărării, ci s-a mers pe poziția procurorului. Înainte de toate, aș vrea aici să fac unele precizări, pentru că nu cunoaștem, sau foarte mulți care ne urmăresc, nu cunosc bine procedura de prindere în flagrant. Dacă eu, ca și ofițer CNA, merg într-un birou, aici la un avocat, sunt cu $200 marcat și pur și simplu îi iau la mine sau îi pun pe masă. Judecătorul eventual nici nu poate ști. El e deja, este oficient ca probă pentru a fi învinuit acelor judecători? Nu, bineînțeles că nu. Dar intrăm în niște detalii pentru care nu ne ajunge o emisiune întreagă. Dar e important deci ca acești dolari marcați să fie amprenta? Exact, bineînțeles. Așa. Deci asta s-a întâmplat domnul judecător. Și a existat un flagrant și de asta a existat o sentință. Incriminarea care i s-a făcut dânsului a fost conform alineatului 3 al articolului 328 a codului penal. Prin urmare, 7 ani era o pedeapsă minimă. De-aia nu trebuie să strigăm, vai ce bravo este judecătorul care a făcut acest pas în premieră. Nu a făcut nimic în premieră judecătorul. Efect, procurorul a reușit să demonstreze că s-a constituit o infracțiune care merge de la 7 ani în sus. Și judecătorul nu a avut un control decât să meargă pe proba procurorului, deoarece probabil procurorul a fost mai tare. Și a emis această sentință. Nu este niciun merit, nici cât negru sub unghie, a judecătorului care a dat această sentință. Și nici o dovadă de integritate. Uite, aici eu vreau să vorbesc despre praf în ochi. Cazul domnului Popa urmează să fie discutat în alte instanțe și când o să vedem o sentință irevocabilă, vom mai vorbi, vom mai reveni. În aparență, sunt de acord cu colega mea și cu domnul Susarencu că dacă a existat un fapt de corupție, nu contează ce sumă este. Dar de aici și până la a trâmbița că am început și noi să luptăm cu corupția, vreau să vă zic că este o intrare cu piciorul stâng în acest domeniu. Categoric. De ce? Pentru că, v-am zis mai devreme, există foarte multe cazuri pe care le așteptăm și există foarte multe cazuri despre care societatea trâmbițează de ani de zile și nu se întâmplă nimic. Or, nu doar flagrantul, acea prindere în momentul în care s-a întâmplat infracțiunea, vorba dumneavoastră, a fost pusă amprenta pe niște bani marcați, este un început bun pentru cazuri anticorupție. Nu doar flagrantul, este autosesizarea procurorilor în primul și în primul rând. Astfel încât, cum a zis domnul Susarencu, că ia X mită, în secunda 2 trebuie să fie făcut o autosesizare. Cum a zis Vinițchi că s-a luat 20.000 la curtea de apel, în secunda 2 trebuie să fie autosesizare și ei să muncească cu toate abilitățile pe care le au și cu toate drepturile pe care le stabilește codul de procedură penală. Cum am zis eu că dosarul Nichifor a fost trucat și Micu a făcut acea sentință criminală contra bani. Imediat trebuie să se facă sesizare din partea anticorupției și să se verifice. Nu să rămânem în spațiu public unde să tot vorbim, să vorbim și să vorbim. În momentul în care a fost devalizată o bancă și nu îl aducem doar pe domnul Nogai, deși eu aștept cu mare interes să văd ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla în cazul judecătorului Nogai. Noi în foarte multe cazuri am observat că se tot amână cazurile de judecată. Asta și este. Am putea să fim surprinși cu aceeași poveste a amânărilor? Eu sunt sigură de asta. Sunt sigură pentru că nu le convine acum, în momentul în care societatea a fost contrariată, să vadă că, da mă, chiar și în măsura în care foarte mulți experți zic că e mai aproape de praf un om decât de adevăr, totuși avem în premieră niște cazuri și toți stau și așteaptă. Cazul lui Nogai ar veni o confirmare în plus a unor încercări bune pe care se fac pe parcursul european al statului nostru sau din potrivă o mare dezamăgire. De aia, ca să nu aibă societatea surpriză, deocamdată cel responsabil de condamnarea lui Nogai, judecătorul care o judecă, o să tot amâne cazurile. Mă interesează că să știți și nu doar pe mine mă interesează, au spus sau de multe ori experți, au scris persoane chiar nemijlocit în procuratură,
cazurile legate de Dan Dubkovețchi, cazurile Raider legate de judecătorul Marchitan, cazurile Raider legate de Colenco, care a, lăsat să plece, a fost lăsat să plece în demisie. Asta nu este motiv pentru procuratură de autosesizare? Nu acolo trebuiau să se lucreze pe dosare foarte importante în țara noastră? Unde toate dosarele acestea sunt unite printr-o chestie care nici mai trebuie să o probez? În toate aceste dosare nu există, unu, acte veridice, adică originale. În toate dosarele astea există contracte falsificate și doar ce sunt date în Xerox nu poți identifica e da sau nu. În toate dosarele astea nu există o dovadă a faptului că acel prejudiciu mare care se cere pentru a scoate banii din obiectul supus riderului au fost într-adevăr, deci sunt temeiuri de a fi solicitate. Toate dosarele astea au o latură comună. Sunt pline de fals și judecătorii care au dat decizii pe rider, toți au fost din start în uz de fals, în uz de probe false, în uz conștient de probe false. Oare nu dosarele lor ar trebui astăzi să fie subiectul unei discuții în public? Și nu dosarul domnului Popa, pentru că este palid. Chiar palid este cazul, dumisale, față de tot ce vă spun eu acum. Și într-o altă ordine de idei. Am vorbit astăzi cu un coleg de-al meu din București, un avocat care este venit aici pentru un caz pe care îl prezentăm împreună și mi-a zis că astăzi în curtea, deci într-o judecătorie din București, a fost pronunțată o sentință de condamnare împotriva unui judecător din Curtea Supremă de Justiție de la ei și a primit 12 ani. Și este, nu este primul caz, este al 10-lea caz în ultima perioadă de timp. Asta vreau eu să se întâmple în Republica Moldova. Nu în cazul domnului Popa, care riscă să rămână unul din singurele cazuri și încă o dată repet, nu este meritul încă nimănui. Nu riscă doar pentru că s-a probat. Șapte, e abia la prima instanță și încă s-ar putea să fie modificat. Și nu a fost reținut. Doamna Gheașitoi, ne povestiți sau să ne spuneți ce scenarii există în cazul domnului Popa. Până la urmă, societatea va da dovadă de tărie și de fermitate în cazul unui judecător, după care să înceapă și cu alții bănuiți, acuzați, bănuiți și să-i condamne până la capăt. Sau va trece această euforie pe care o vedem inclusiv în mass media și în gura autorităților, după care se va uita în general despre cazul Popa? Deci, uitați-vă, eu cred că, în primul rând, dacă într-adevăr a primit o condamnare reală de 7 ani privațiune de libertate. Deci să fi fost în locul domnului Popa un alt cetățean pe o altă infracțiune sau pe o infracțiune similară, acest cetățean era să fie reținut din sala de judecată. Deci ceea ce nu s-a întâmplat cu acest judecător. De ce nu s-a întâmplat? Deci deja rămâne să speculăm pentru că noi nu știm. Totodată noi mai avem și Curtea de Apel unde sunt 3 judecători. Noi nu știm în fața căror judecători va apărea acest dosar. Poate fi, de ce nu? Poate fi și eventual să te înțelegi cu judecătorii din Curtea de Apel, cu judecătorii din Curtea Supremă de Justiție, să se tergiverseze examinarea și la apel și noi undeva peste 3-4 ani de zile după ce vor trece alegerile, deci respectiv vom afla adevărul, deci dacă sentința de condamnare a primei instanțe a rămas definitivă și irevocabilă. Dar aceasta nu se va întâmpla repede, nu se va întâmpla în jumătate de an, un an. Aceasta se va întâmpla, eu cred că mult mai târziu, din diverse motive. Totodată, eu aș vrea ca astfel de sentințe să avem și în continuare și pentru cei ce iau sume destul de mari și pentru cei ce emit hotărâri ilegale, iar cetățenii atunci când citesc această hotărâre ilegală, dânsii bănuiesc că au existat acte de corupție. Dânsii sesizează Procuratura Anticorupție, iar Procuratura Anticorupție este obligată să investigheze dacă au existat acte de corupție, ceea ce ei nu o fac, pur și simplu refuză. Vis-a-vis de cazul Noga, eu am ascultat declarațiile avocatului acestuia, care spune că dânsul a comis o eroare. Dânsul nu a comis o eroare, aceasta este o ilegalitate. Dar atunci când se merge pe versiunea unei erori, știm că există undeva, fie în etică, fie în actele ce țin de felul în care trebuie să se comporte un judecător, dreptul la eroare. Se mizează pe acest drept la eroare a judecătorilor? În hotărârile judecătorilor nu se mizează. Când avocatul judecătorului susține că acel magistrat a comis o eroare în cazul încheierii judecătorești care a permis fraudarea sau, mai bine zis, înstrăinarea frauduloasă a acțiunilor Moldova Grain Bank?
Acesta, de fapt, nu a fost o eroare. Aceasta a fost o ilegalitate, o încălcare flagrantă a legii, emiterea acestei încheieri. Deci, pentru orice încălcare a legislației în vigoare, deci, respectiv, trebuie să există și o sancționare. Foarte des judecătorii sunt deprinși să spună că ei sunt independenți și imparțiali și nu trebuie să nimeni să intervină în actul de justiție. Da? Ce înseamnă independență și imparțialitatea unui judecător? Nu înseamnă că judecătorul face orice vrea el. Da? Aceasta înseamnă că cetățeanul are dreptul la o instanță independentă și imparțială și independentă și în caz de corupție, ca să nu fie corupt. Da? Ceea ce, cu regret, noi regăsim astăzi în rândurile judecătorilor foarte puțin de acești judecători. Iar amânările acestea a examinărilor cauzilor, da, deja aduc cetățenii la întrebarea, oare de ce se amână atâtea ori procesele de judecată? Oare nu cumva partea adversă vrea să achite judecătorii sau aceasta este o estorcare de mită? Aceste întrebări se ridică cel mai des pentru că noi nu avem în cazuri civile, de exemplu, acces la Curtea Supremă de Justiție, da? Deci ieri a apărut această întrebare din partea unei cliente de-a mele, unde într-o cauză civilă a fost numită cauza pe 5 martie, amânată pe 19 martie, privim pe 19 martie pe site. A fost amânat pe 2 aprilie cu invitarea părților în instanță, dar în cauzele civile, atenție, nu se mai invită părțile, acum s-a făcut o excepție. Ne-am dus pe 2 aprilie, am pledat în fața Curții Supreme a Justiției 5 judecători, deși au amânat deliberarea pe 9 aprilie ca seara să deschidem site-ul și să vedem când și-au amânat pe 21 mai. Și clienta sigur că vine și mă întreabă, doamna avocat, spuneți-mi ce ar însemna atât amânări. Deci nu cumva judecătorii vor să ceară bani sau deja văzând, pentru că dacă nu te duci la Curtea Supremă, nu vezi cine sunt judecătorii care îi examinează și vezi doar hotărârea pe site. Nu cumva vor să ia mită sau partea adversă vrea să achite. Ce să-i răspund eu? Pentru că există această percepere de corupție. Și această percepere este una argumentată dacă e să citim hotărârile judecătorești. Asta este. Da, eu am să fiu de acord că în orice proces judecătoresc, o parte nu este mulțumită. Iar în cazul în care judecătorul știe să-și motiveze hotărârea legal, deci atunci dispare orice dubiu. Îmi amintesc că vreau să continui gândul cu Violeta. Îmi amintesc un caz de pe vremea comunistă, când luptam pentru a redobândi proprietatea ilegal expropriată de către Partidul Comuniștilor a unui om și acolo, în Curtea Supremă de Justiție, judecătorii au stat în deliberare un an. Deci au intrat în camera de chipzuire în luna iulie anului 2008 și au ieșit în luna iulie anului 2009. Deci de fiecare dată, o dată în lună, ieșeau în fața noastră și pe atunci părțile erau prezente în fața Curții Supreme de Justiție și spuneau că s-a îmbolnăvit un judecător, nu putem face pronunțare. Am uitat un element important, haideți să reluăm. Bla, bla, bla. Tot așa un an de zile. Deci, în mod normal, în spatele acestei tergiversări a stat un motiv. În cazul acela a fost, se opunea Muruianu, vroia să slujească în continuare Partidul Comuniștilor și noi totuși am găsit adevărul. Se pare că și în cazul doamnei avocat, dar și în cazul a sute de oameni care ne întreabă și noi nu știm ce să le răspundem. De ce se întâmplă asta? Ca să vedem o temă de discuție și eventual de temă de o modificare în legislație, am să întreb o întrebare. Cât de rezonabil este termenul rezonabil? Termenul rezonabil nu funcționează atunci când ei nu știu ce să facă. Mai este și fenomenul ăsta în Republica Moldova. Deci există clar probe, procurorul trebuie să meargă să facă o învinuire cuiva, însă acel cineva este protejat de către politic, este în spatele oligarhului, cu tare sau cu tare, este unul din braideriști, etc., etc. În momentul ăsta procurorul devine inapt, invalid, impotent. Nu poate face nimic. Și atunci începe să tergiverseze cât nu-i vorbești de rezonabilitate. În momentul în care au o comandă și vine de sus clar undă verde, faceți asta, examinează dosarul în 3-4 zile, chiar dacă din partea adversă, din partea apărării, de regulă se cere. Timp pentru note probatorii suplimentare, timp pentru instituirea unor dovezi ce ar clarifica cazul, etc., etc. Atunci se merge repede pe termenul rezonabil, se zice că noi nu vrem să tergiversăm. Și se închide cazul. Eu aș continua un pic acest termen rezonabil. Vedeți dumneavoastră, noi, adică justiția, mai drept legiuitorul nostru l-am promutat din practica Curții Europene pentru Drepturile Omului. Deci nu uităm
că Curtea Europeană pentru Drepturile Omului are dosare din întreaga Europa. Și temele rezonabil acolo undeva, pare mi se, la 5-6 ani pentru cauzele civile. Bine, dar un criteriu dar, este complexitatea da, cazului. Da. Cu asta ai spus tot. Noi, iată mai ieri, nu vreau să numesc judecătorul. Noi avem multe dosare. Dumneavoastră, ce credeți? Noi avem multe dosare. Doamnă, clientul meu are numai un singur dosar. El trebuie examinat în termen. Termenul de un an și jumătate, de un an și trei luni de examinare, litigiu de muncă, restabilire la muncă. Absurd. Când legea direct indică că aceste litigii în 30 de zile se examinează. Asta este termenul rezonabil pentru omul ăsta, pentru omul acesta care un an și trei așteaptă. Și eu bat la ușa Consiliului Superior Magistraturii, bat la ușa președintelui Curții Supreme de Justiție, bat la ușa judecătorului și președintelui acestei instanțe de judecată, oameni buni. Omul ăsta un an și trei luni nu activează. În câmpul muncii, el nu are... Este acest termen rezonabil un băț cu două capete, având și motiv pentru actul de corupție. Da, și dacă cineva a propus cel puțin autorităților ca să efectueze o modificare în legislație, ca să stabilească niște termeni, bănuiesc că există foarte multe cazuri, mai ales atunci când vorbim despre curțele de apel. Eu m-aș expune la acest capitol, ca și fost deputat în Parlament. Există o practică, să-i spunem așa, într-un stil așa mai ușurel, foarte regretabil că în Republica Moldova, când modificările legislației, de pildă penale, civile și mai departe, procesuale, se pune pe seama, prima scripcă este de pildă Curtea Supremă de Justiție. Perfectarea legislației din domeniul procuraturii se pune pe seama procurorului. Procurorului general și procuratură. Este o practică nepermisă într-un stat normal, din punct de vedere democratic, fiindcă fiecare, în cazul dat, își trage la turta lui... Femeile, normal, se expertizează și societatea civilă, venim, facem dezbatere, este așa... Că dar eu vă spun ca și fost deputat și ca și fost membru a Comisiei Juridice pentru Numiri și Elimunități. Ce a spus președintele Curții Supreme de Justiție la această analiză și ce a spus Consiliul de pildă? Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, acesta. Societatea civilă, ea la noi, în Republica Moldova, societatea civilă este un fals. Nu e adevărat. Societatea civilă este exact ceea ce mișcă treburile și fals este celelalte două categorii despre care ați vorbit mai devreme. Când spune de termenul rezonabil, pentru că ați dat o întrebare foarte bună și oamenii trebuie să cunoască, atât în codul de procedură civilă cât și în codul de procedură penală există instrumente clare, deci când este vorba de în codul de procedură penală este vorba de articolul 20-46 a codului de procedură penală, care permit adresarea către judecătorul de instrucție să urgenteze și să stabilească un termen. Deci să plece, să facă o derogare de la rezonabil, de la vag la concret. Și acolo judecătorul de instrucție, văzând complexitatea cazului și necesitățile derulării în aspect urgent, va decide un termen pe care îl impune procuraturii. Ce se întâmplă atunci, în realitate? Doamna, cine decide acest drum foarte lung, vedem noi, de la vag la concret? Pentru că el, nu știu cum se mijlocește, prin un cont bancar sau prin un plic? Uitați-vă, asta e și momentul. Deci, nu doar contul bancar și plicul. Vă mai zic, există factorul ăla foarte, foarte dănător, precum lucrul la comandă. Deci fără niciun fel de independență, fără niciun fel de gândire obiectivă și de senestătătoare. Și acolo să-i, credeți-mă, plicul e o chestie adiacentă. Nu mai gândiți senestătător, tu n-ai nevoie. N-ați adaus la salariu și caută de treabă. De la 8 la 5 ai făcut niște hârtii nesemnificative, niște ordonanțe, ai încoiat biroul la 5 și nu-ți mai pasă de lume. Asta se întâmplă cu procuratura. Bine, nu cu toată procuratura. Dar acei colegi de-a noștri decenți și de treabă sunt înăbușiți efectiv de valul ăsta de persoane inapte să muncească, de cloni din ăștia, de roboți, lipsiți de emoții, lipsiți de simțuri omenești, lipsiți de profesionalism într-un final, care fac borșul în toată această bucătărie, dacă îmi permiteți expresia figurată. Pentru că atunci când obții de la judecător o urgentare și judecătorul o face în 5 zile fără să cheme părțile, deci putem să avem o siguranță că nici nu știm când o examinează judecătorul, prin urmare nu facem intrări corupte la el. Judecătorul de instrucție este perfect protejat de niște imixiuni din partea justițiabilor, dă o încheiere de urgentare
și ea nu se execută de procurator. Tocmai aici se întâmplă iarăși impactul cu rezonabilitatea. Deoarece procuratura, că nu știe ce să facă, nu execută cu riscul sancțiunilor celor mai dure din partea judecătorilor de instrucție. Nu execută efectiv, se îmbolnăvesc, se duc în concedii, își fac autorecuzări, își fărâmă picioarele și le bagă în ghips conștient, doar ca să nu facă decizii sinestătătoare pe cazuri unde nu știu ce să facă, deoarece au mers la procurorul general să întrebe ce și ala tot nu știe. Deoarece doi adjuncți a procurorului general sunt nedeterminați din punct de vedere politic. Unul servește un partid, altul altul. Atâta vreme cât o să existe situația asta, niciun fel de termen rezonabil nu o să poată să-i pună pe ăștia să muncească, doar dacă sancțiunile pentru nerespectarea unei încheieri judecătorești de urgentare a cazului, fie pe civil, fie pe penal, nu vor fi făcute aspre, dure, legate chiar și de limita unei abateri disciplinare și la două din ele afară din procuratură. Pe lângă termenul rezonabil, mai există și oameni vii care așteaptă eventual noaptea prin vis să fie judecați sau să fie cercetați, cel puțin, miniștrii. Judecători de rang înalt, hai să le zicem așa, oameni suspuși din actuala guvernare, din fosta guvernare, bănuiți, suspectați de acte de corupție. Când vom avea astfel de cazuri în Republica Moldova și dacă este posibil ca în Republica Moldova să înceapă și acest val, hai să-l numim al doilea val. Deci uitați-vă, în cazul în care Republica Moldova reuși să aibă o justiție curată, noi vom ajunge de fapt și la sancționarea politicienilor și la condamnarea acestora, sancționarea judecătorilor care sunt cu un rang mai înalt sau sunt mai coruptibili. Noi vom ajunge și la aceste rezultate, doar că răspunsul când, deci, nu știu, poate în vreo 20 de ani, pentru că, sincer vorbind, ceea ce se petrece astăzi în sistemul judecătoresc și justiția noastră moldovenească, deci nu-mi dă mie un optimism ca să mă gândesc că cândva vom avea, sau foarte curând, vom avea sentințe de condamnare a oamenilor din politic sau oamenilor de rang înalt care se bănuiește că au comis acte de corupție sau alte infracțiuni, nu neapărat acte de corupție. Totodată, noi legi avem și nu avem legi rele, avem legi bune, chiar și cu termenul acesta rezonabil. Ce se întâmplă în instanța de judecată, dacă mergem un pic la termenul rezonabil, pentru că eu am un dosar penal de 12 ani pe rol și persoana stă închisă. Două sentințe de achitare și Curtea Supremă trimite la reexaminare. Eu am depus în instanța de judecată, conform codului de procedură penală, cerere de urgentare a examinării acestui caz, pentru că se amână, deoarece procurorul caută probe. 12 ani să cauți probe, deci aici procurorul, chiar și-i dau numele, este domnul Moșneagă de la Procuratura Generală, deci 12 ani să cauți probe de învinuire, deci este un absurd total. Ori atunci când vii în instanța de judecată cu o învinuire, tu vii cu toate probele pe masa judecătorului. Dar în acest caz nu există instanța de judecată. Instanța de judecată a emis o încheiere. A emis o încheiere prin care a spus că termenul rezonabil, dacă nu sunteți de acord sau este încălcat termenul rezonabil, vă adresați în baza legii 87. Uh-huh. Ce înseamnă legea 87? Este compensarea primită din contul Ministerului Finanțelor în favoarea clientului meu pentru încălcarea acestui termen rezonabil, dacă se va constata că a fost încălcat termenul rezonabil. Totuși, întrebarea rămâne aceeași. Când vom avea în Republica Moldova deputați, miniștri, judecători de la instanțele superioare condamnați, învinuiți și cu... Când o să mergem să-i judecăm... Să ne bucurăm că aceste lucruri se întâmplă nu doar la București sau în țările europene. Da, deoarece ele nu se întâmplă la noi. Deci, în primul și în primul rând, instrumentele sunt foarte clare. Nu trebuie să ne așteptăm de fiecare dată la flagrant. Pentru că, da, bineînțeles, flagrantul este o chestie cu probă de grad, de un grad foarte înalt de credibilitate, însă flagrantul trebuie să aibă neapărat un denunțător în spate. Și nu, foarte multă vreme nu o să avem în societate oameni capabili să denunțe o infracțiune făcută de deputați, procurori, miniștri, este clar. Deci, nu ne așteptăm la flagrante. Mergem pe varianta autosesizare, mergem pe varianta denunțurilor făcute de persoane în interiorul procedurilor penale și acolo lucrăm. 1.
Doi, atâta vreme cât... Domnul Arsache, în România, atunci când au început tot acest val de condamnări, nu au fost denunțători, au lucrat profesionist cei de la DNA. A existat o frică în rândul judecătorilor care nu prea își doreau să-și condamne colegii. Acest lucru se întâmplă și în Republica Moldova sau riscăm să trecem peste această tranziție până se călesc judecătorii și... Se zice, deci am auzit o opinie pe internet vis-a-vis de cazul domnului Popa, ca să revenim și la cazul dânsului, precum că a fost în premieră un test psihologic pentru judecători care trec peste temerea de a-și condamna un coleg. Nu neapărat așa, judecătorul trebuie să vadă doar legea și probele. Eu nu recunosc existența factorului uman, dar atâta vreme cât judecătorul înțelege foarte bine că se află în slujba statului, în slujba poporului, societății și a jurat credința atunci când a fost investit în această funcție, el trebuie să treacă peste factorul său uman. Ori dacă el se gândește la prieteni cu metri și în Republica Moldova suntem înfrățiți, încruciți toți, unii după alții suntem foarte puțini în această țară, atunci el nu are ce căuta în justiție. Zice, oameni buni, am 199 de cu metri și mă duc să fac alte meserii. Nu am ce căuta în justiție, pentru că acolo trebuie să fac abstracție de la tot. Trebuie să merg clar pe ceea ce reprezintă norma legii. Ce se întâmplă? Deci o să fac și o foarte mică, vă rog frumos să-mi dați voi referire la întrebarea cu judecătorilor din iad cu 7 aprilie. Ce a fost acolo? Deci ce a marcat cumul răspunsul tuturor acelor judecători care au încercat să îndreptățească pentru judecată în comisariate? Au zis că nu-i vina noastră. Noi am fost trimis de CSM și am avut aprobarea lui Clima. Prin urmare, Clima, șeful CSM-ului, devenise complice la tot ce au făcut atunci judecătorii supranumiți din iad. Ne întoarcem la zilele noastre și la tot ce se întâmplă astăzi. Credeți că acel Nogai, ori Dubkovețchi, ori Marchitan, ori Colenco, ori Namașco, ori Radu Țurcanu de la judecătoria Botanica, au făcut încheierile sale Raider de sine stătător? Nu, în niciun caz nu. Au știut despre această președință judecătorilor respective, pentru că oricât de aleatorie nu ar fi repartizarea acestor dosare, este foarte clar de unde vin așa dosare pe Raider. Știm foarte bine, deja nu mai trebuie să discutăm în plus cine este ordonatorul majorității dosarelor de expropriere ilegală prin formă Raider a proprietăților statului și a cetățenilor, a proprietarilor onești. Și atunci... Este clar că judecătorul respectiv, unul din cei pe care vi-am dat acum cu nume, nu acționează de unul singur. Și atunci când a pătit-o, așa cum zice Nogai că a făcut o eroare, deși a făcut o crimă pentru că a judecat în uz de fals și în perfectă conștiință că face judecată în uz de fals, el face trimitere și așteaptă ajutor de la președintele judecătoriei ori încă de mai sus, de unde i-a venit comanda să execute acest raider. Și de-aia până o să scoatem tenta asta de complicitate, mână pe mână spală și siguranța celor care fac ilegalități că sunt protejați de cei de sus, deoarece tot ei sunt ordonatori, nu o să reușim nimic. Ori îi atragem prin metodă de complicitate pe toți și punem pe banca acuzaților și pe ordonatori odată cu dosarul făcut de Nogai sau de altul. Atunci Republica o să avem regulă. Domnule Arsache, în Republica Moldova foarte mulți despre actele de curte de justiție vorbește presa și societatea civilă. Păi, dar eu ce vă ziceam? Dar poate, nu se autosesizează procuratura? Poate, mă întreb, poate. Judecătorii din Republica Moldova sunt cinstiți, sunt onești, iar societatea civilă este falsă. Sau, domnule Susarenco, există judecători care ar trebui totuși, cel puțin invitați, să răspundă pentru unele lucruri care nouă societății civile, jurnaliștilor, li se par ciudate. Sigur că noi vorbim și chiar și în această misiune, un om care nu este prea bine inițiat poate să-și pună mâinile în cap. Sistemul sigur că nu este corupt în totalitate. Sistemul, dar cum, iată cum a spus colega, adică el nu este independent judecător, așa cum că nu i-a pus mâna pe creștet Dumnezeu judecătorului. De ce? Nu este nu ar trebui să fie nu, independent? Nu este atât de independent de hol colega, că el să facă tot ce dorește. El trebuie să fie dependent de lege, trebuie să fie dependent de Constituție, trebuie să fie dependent de societate în general. Eu vă dau un exemplu. Dumneavoastră spuneți când vom ajunge.
Vorba aia, cea mai bună păi atunci, când democrație este dictatura legii. Legii, sigur că. Am avut ocazia, tot dau acest exemplu, să fiu în Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite, să am întâlniri cu avocații și așa mai de procurori. Și l-am întrebat un avocat, care este visul dumneavoastră ca și jurist? Știți, zice, eu primesc, adică onorariu am de multe ori, multe ori mai mare decât un judecător, dar visul oricărui jurist în Statele Unite, care, mă rog, se stimează, este a fi judecător. Pentru că acesta este un om stimat în societate. La noi mult se vorbește despre salarizarea, cum așa mai departe. Sigur că acesta este un factor, însă juristul trebuie să, odată devenind judecător, el de acum nu-și mai aparține. El aparține, așa cum s-a spus aici, societății. Aparține, dar la noi, cu părere de rău, e altfel. Chiar și numirea judecătorilor, să nu deschidem această paranteză. Atunci când, doar să spună, doamna Gășițoi, atunci când vorbim despre judecătorii susceptibili de acte de corupție, ne uităm la ceea ce avem, la ceea ce este vizibil și putem vedea cu ochiul liber, nu neapărat la televizor sau citind în presă. Dar dacă știi unde locuiește, arată-mi unde locuiești și îți spun ce fel de om ești. Atunci când merge un cetățean prin cartierele de lux din Republica Moldova și constată că toate aceste case, în proporție foarte mare, aparțin judecătorilor, procurorilor, deputaților și tot așa, la ce se gândește un om simplu? Evident că acest om nu are venituri curate. Atunci, cine ar trebui aici să se autosesizeze pentru a verifica modul în care orice încheiere, orice decizie judecătorească este luată de acel judecător? Domnul George trebuie să autosesizeze, dar până atunci trebuie să-l rugăm să meargă să trăiască într-un apartament simplu, nu într-o casă din vecinătatea celor vizați în lux. Și ați înțeles ironia mea. Nu avem instrumente. Am făcut comisie, am făcut legi. Nu avem oameni care să muncească acolo. În momentul în care l-am ales pe Anatol Donciu în fruntea comisiei de integritate, am pus punct pe această comisie, într-un final, da, pe încercările ei de a face lumină. Și, la fel, putem continua și cu alte subdiviziuni abilitate. Avem instrumente, repet, nu avem cu cine să facem. Ori, cei care se tem că investigațiile vor ajunge foarte repede și la ușa lor, având puterea politică să numească în anumite funcții cheie în acest stat, din organele de drept mă refer, oameni convenabili lor, fac astfel încât să nu funcționeze niciun mecanism în cele votate, primite, lucrate. Pentru a degaja situația puțin, vă dau era și un exemplu din propria experiență. Pe timpuri venise Walter Schwimmer, era secretar general al Consiliului Europei, și cu câțiva ajutori de-ai săi. Mă rog, și noi ne-am întâlnit cu consultanții ăștia, nu sigur cu Schwimmer, el își făcea treaba prin cele mai mari eșolane. Și ăștia, zic, erau specialiști în jurisprudență. Ne-am întâlnit câțiva juriști, printre care și poate să confirme și actualul șef al statului. Într-o, așa, neformal. Și una spunem, alta vorbim și totuși, cu ce să vă ajutăm? Noi spunem așa, și totuși, cu ce să vă ajutăm? Atunci eu îi spun, nu mai avem argumente, zic, mutați Moscova la Strasburg. Dar eu în ce sens? Voi nu trebuie să vorbiți cu conducătorii ăștia, în sens cum îi chema la Moscova pe timpuri. Așa că voi nu e, ăștia nu sunt în Germania, vorba dumneavoastră. Să vorbiți cu, voi nu le dați bani dacă nu îndeplinesc ce, voi educați-i. Pentru că altfel ei banii fură. Și așa mai departe. A existat o lege care a fost foarte discutată la sfârșitul anului trecut. S-a discutat și în cadrul acestei emisiuni despre pedepsele pecuniare la adresa judecătorilor care nu fac față sau care sunt sau care au bile negre atunci când vorbim despre disciplină. Nu auzim absolut nimic despre acest lucru, nu știm unde se află acest proiect de lege, dacă a intrat în vigoare, unde a rămas, nu, unde s-a murit blocat, înainte unde să se nască. Este și la cine este cheam. Noi am mai avut un, chiar nu proiect, dar chiar am avut și lege, și există, despre răspunderea materială a judecătorului în cazul despre în care Curtea Europeană a dat câștig de cauză evident unui cetățean și evident a fost, nu o greșeală judecătorească, dar evident a fost hotărâre. Aceasta este, a fost o modificare la legea la agentul guvernamental. Niciun caz nu s-a făcut și eu știam din start atunci când așa, am votat și eu pentru legea asta în Parlament. Dar
Nu s-a făcut, fiindcă procurorul trebuie să sesizeze organul de judecată. Și nu s-a sesizat niciodată procurorul în sute și sute de cazuri pierdute de... Eu nu pot înțeleg ca și fost judecător. Cum un judecător care știe foarte bine practica Curții Europene, pe un caz similar, același unul la unul, e decizie contrară hotărârii Curții Europene pe alt caz, care Curtea Europeană a spus că, oameni buni, aici nu se face așa. Și atunci ar trebui să răspundă. Sigur că eu da. Am cazul unde am făcut direct invitație Ministerului Finanțelor Republicii Moldova să se constituie parte civilă în procesul penal care deja a demarat împotriva vinovaților în încălcarea corespunzătoare de unde s-au achitat banii omului. N-a dacă venit niciodată Ministerul Finanțelor. Dacă cazurile pe care le-a pierdut Republica Moldova la CEDO, s-a tot discutat despre acest lucru, dar pentru ca autoritățile să nu vină în fața noastră, să zică acest dosar Popa este un semn bun pentru că în justiție există reforme, ar trebui sau nu ar trebui ca judecătorii care se fac vinovați pentru deciziile în care Republica Moldova pierde cazuri importante la CEDO de sute de milioane, pentru că de milioane e suficient atât, să fie scoși din sistem? Bineînțeles, sigur că scoși da. Și judecați conform normei penale, pentru că există suficiente articole penale care să incrimineze această infracțiune. Și când vorbim de iarăși de cazul domnului Popa, vreau să-mi amintesc și de cazul Valentinei Iurcu, care a fost condamnată în judecătoria botanică la 5 ani privațiune de libertate cu închisoare. Ce m-a deranjat pe mine a fost opinia manifestată de către președintea judecătoriei botanică, care a calificat gestul judecătorului, care a reținut și a băgat în pușcărie o profesoară care are 40 de ani de stagiu ca și pedagog, indiferent de faptul ce s-a constatat acolo, iarăși nu ne băgăm în sentința penală. Drept un gest de integritate. A fost un gest de nesimțire, având în vedere faptul că această persoană este necătând la faptul că a fost recunoscută vinovată, putea beneficia de o sentință non-privativă de libertate. Și această, așa zisă, integritate, mai ales că îl are ca semnatar a sentinței pe Radu Țurcanu, vizat în dosare Raider, vizat în expropriere ilegală a acțiunilor ASITO, nu este doar praf în ochi. Este o palmă așa peste fața societății când ei se laudă cu ceva care nu le aparține. Judecătorii care chipurile au făcut lumină în dosarele respective. Este o condamnare exagerată? Bineînțeles că este exagerat. Dar este și o aplicare dublu standard. Noi vedem că aici dumneavoastră, din câte am văzut în presă, a fost reținut în sala de judecată, pe când judecătorul nu a fost reținut, a fost eliberat. Deci a fost să pronunțați sentința și dumneavoastră a plecat acasă. Dar vreți să vă mai spun ceva despre cazul doamnei Iurcu? Deci dumneavoastră a reclamat, a fost în presă, am văzut din presă acest lucru, un avocat, precum că i-ar fi cerut mită ca să-i dea judecătorului Radu Țurcanu să fie o altă sentință decât cea care a fost. Să știți că tot același avocat se regăsește în dosarul ASITO-ului, unde a scos hotărâre pe Raider, Radu Țurcanu. Și noi vorbim despre integritatea lui Radu Țurcanu, care a condamnat această profesoară și a luat-o din sala de judecată, o femeie de 60 de ani. Asta oare așteaptă societatea? Eu, încă o dată, nu știu probele din dosar. Și sper că colegii avocați care au lucrat acolo sau apere să demonstreze și contrariul. Dacă totuși vă rămâne, mă iertați, domnule Sorencu, dacă vă rămâne în vigoare această sentință, nu înseamnă că executarea trebuie să fie cu închisoare, având în vedere prima dată comiterea infracțiunii, vârsta persoanei, alte detalii care o caracterizează individualizarea pedepsei. De aici nu vorbim de integritate. Știți când vorbim de integritate? Când vorbim de judecătorul Mihai Diaconu, care avându-l în spate pe finuțul lui Plahotniuc, Dori Damir, vizat într-un dosar de corupere a martorilor, a avut tărie de caracter și l-a condamnat pe inculpat. Atunci vorbim de integritate. Dar nu la Radu Țurcanu, care, apropo, în 2009, exact pe un caz similar ca așa doamne Iurcu, a făcut sentință de achitare. Știți, când vorbim despre cazurile astea de standarde dublu, eu sunt de acord. Pentru că există și o, să-i spunem așa, o practică în lumea civilizată, că omul care este condamnat de către prima instanță până când nu a devenit finală această sentință, nu trebuie să fie reținut. Aceasta este și practica Curții Europene pentru drepturile omului. Noi vorbim de aceste duble standarde. Este dosarul Baștovoi, tatăl și fiul, pe care apar. Se vorbește mult în presă. Se vorbește că asta e pusă la cale și așa mai departe. Păi omul ăsta a fost deputat în primul parlament, tatăl, a votat actul de independență. Unde? De ce era necesar în sala de judecată
să iei sub strajă la prima instanță și pe tatăl și pe fiul 9 ani și 8 ani. Eu nu zic, eu ca avocat spun că ei nu sunt vinovați. În cazul în care statul va demonstra, dar nu la comanda știm noi cui, s-a făcut acest dosar. Dar spuneți cui, noi am mai spus-o. Păi și da, ce să nu spun, dacă eu sunt avocat și încă nu în vigoare sentința. Dar eu vorbesc de ce a spus dumneavoastră. Care era necesitatea? Oamenii ăștia 2 ani de zile au fost la libertate, s-au dus, tot timpul s-au prezentat și la organul procuraturii, și la organul... Vreau zic, de judecată, la instanță, care are necesitatea să iei sub strajă, să-i închizi, să le pui cătușele în ziua când ai pronunțat sentința, care tu încă nu ești convins ca judecător, dacă tu ești judecător, că este vreau zic, cea mai dumnezeiască hotărâre. Și fiul acela, nici 30 de ani, care a terminat facultatea, unde cei mai prestigioase facultate din Londra, care pregătește ingineri petroliști. Și care e necesitatea? A fost să-l iei sau bagi acolo la 13, pe Bernardaț? Iată, aceasta este justiția moldovenească, părere de rău. Unii colegi de-ai mei ne întâlnim, sunt mulți care am activat împreună, tu prea mulți, mi-a spus-o și mai ieri o doamnă judecător, la toate colțurile critici judecătorul. Dar eu am și dreptate, ca și președinte onoare al Asociației Judecătorilor din Moldova, care am dat cei mai buni ani din viață justiției, eu cred că ca și cetățean, ca și avocat, dar unde scrie că judecătorul nu poate fi criticat și sentința lui nu poate fi criticată? Cum spuneam, ei nu sunt dumnezeii pe pământ. Nu, ei doar se cred și nu toți. Sunt majoritatea judecătorilor cred că buni, dar iată... Pentru cei care sunt buni, nu pare de rău, doamne Sorin, că nu sunt majoritatea. Au rămas foarte puțini de treabă și... Ăștia din sistem fac tot posibil să-i elimine acum, le fac viața insuportabilă, le intentează proceduri falsificate și trucate la CSM, îi intimidează tot propriilor colegi, ei se supără pe noi că venim din partea societății civile și vorbim lucruri adevărate, atâta vreme cât tot ei, CSM-ul, Curtea Supremă de Justiție, îi intimidează pe ai săi colegi, cei care sunt vocele alăturate poporului. Și din potrivă, facilitează eschivarea de la răspundere penală, civilă, morală a celor care încalcă legea. Puteți să vă în opinia mea, atunci când noi nu vom avea și orice judecător, avocat, procuror, da, când nu-și va mai proteja colegul său care este bănuit de corupție, și va considera că protejarea unei persoane bănuite în corupție, unui coleg de-a său, este trădarea societății civile, atunci noi vom avea careva schimbări. Deci trebuie să schimbăm totul de la mentalitate. Deci oameni competenți avem, mai este necesar ca acești oameni competenți să mai aibă și verticalitatea ca să avem și astfel de sentință ca în România. Când, patologică vorbind, când sau ce condiții ar trebui să fie întrunite ca cetățeanul simplu, cel care se uită acum la televizor, să fie conștient că da, a început adevărata reformă în justiție și cei care se fac vinoveți de acte de corupție sunt într-adevăr condamnați. Foarte simplu. Deci atunci când vom avea în guvernare oameni curați, cinstiți și onești, iată atunci vom avea și reforme în justiție. Da? Totul se începe de sus, de la guvernare. Deci aici este. Deci trebuie să fim foarte atenți atunci când mergem și ne dăm votul în alegerile noastre, să fim foarte atenți pe cine alegem în funcție și ulterior deja, dacă vom alege oameni cu verticalitate, vă asigur eu că și în justiție vom face o curățenie foarte bună. Și un mesaj pentru cetățeanul simplu, pentru că și el trebuie să contribuie, nu doar să aștepte să se întâmple evenimentele... Să nu-i fie frică. Modelelor țărilor occidentale, pe care vrem să le urmăm. Cetățeanul simplu trebuie să înceteze, să se gândească la banii din plip pe care trebuie să-i dea pentru o hotărâre favorabilă. Cetățeanul trebuie să înceteze să ceară unui avocat, fă asta pentru mine, deoarece nu mai cred în justiție, cât mă costă zim și să duc și duplicul. Cetățeanul trebuie să aibă încredere. Ați vorbit despre cazul din Chifor. Diaconul este cel care l-a condamnat. Eu mi-și groază să-mi imaginez prin ce presiune a trecut acest om, având în vedere că Damir era în spatele
crimei pentru care a fost condamnat Nichifor și acum urmează, s-a constituit o probă solidă împotriva acestui Daniel. Vă dați seama prin ce presiune a trecut? O precizare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat în cadrul acestei emisiuni, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine la aceeași oră. În continuare, rămâneți cu Jurnalul Extern. Toate bune!